Salutare! Astăzi am ajuns într-un loc mai puțin cunoscut turiștilor din Olanda. Probabil că 99% dintre cei care vizitează Olanda nu ajung aici. Dar este un loc interesant, un loc plin de istorie, care, din punctul meu de vedere, merită vizitat. Este chiar unic, aș putea spune, nu doar în Olanda, dar și în Europa. Haideți să vă arăt unde v-am adus astăzi. O să vă placă cu siguranță. Deci, locul în care suntem acum, dacă observați, are steagul francez pictat pe treptele acestea. Și avem de mers cam 5 minute, ce am înțeles, prin pădure. Văd un cicloturist care tocmai a ajuns și grupuri de copii care pleacă. E bine, sper să nu fie aglomerat. Deci la centru de informații mi s-a spus că sunt cam 5 minute de mers pe jos prin pădure pe această potecă. A plouat un pic de dimineață, așa că este cam ud pe jos, dar este destul de ok. Cine recunoaște personajul? În anul 1804, generalul francez Augustus de Marmont a înființat aici, în zona centrală a regiunii Batave de atunci, tabăra de la Utrecht, o tabără militară unde și-a antrenat soldații să formeze o armată puternică cu care se poată face față unui posibil atac englez și să nu repete istoria de din anii trecuți în care au fost înfrânți de către armata engleză. Ce avem aici? Probabil una dintre cele mai ciudate monumente ale Olandei sau ale Europei, să zic așa. Avem o piramidă fix în mijlocul Olandei. Comandantul Marmont, fiind inspirat din campania egipteană la care a participat alături de Napoleon Bonaparte, a fost inspirat și a vrut să construiască un monument în cinstea lui Napoleon aici în Olanda, unde Marmont și-a antrenat cei 18.000 de soldați și i-a pus la muncă ca să nu stea degeaba. A zis că ar putea să facă ceva constructiv și i-a pus să construiască o piramidă. Piramida pe care o vedeți acum. Aceasta a fost construită în 27 de zile cu precizie militară și dacă vă uitați atent, au reprodus chiar și treptele piramidelor egiptene. Da? Aceasta este făcută din pământ în mare parte, piramida. Și desigur că nu este în starea originală. Aceasta a fost renovată, să zic așa, în 2003, după 200 de ani de existență. Da. Din nefericire pentru generalul Marmont, care și-ar fi dorit ca această piramidă să-i poarte numele pentru eternitate, nu s-a întâmplat așa. Piramida a primit un alt nume la nici 2 ani de la construcție, datorită victoriei lui Napoleon de la Austerlitz, victorie în care a înfrânt armatele austriece și ruse, una dintre cele, probabil cea mai importantă bătălie a lui Napoleon și cea mai importantă victorie care s-a întâmplat
a avut loc la Austerlitz. Prin urmare, piramida aceasta, fiind ridicată în cinstea lui Napoleon, a primit numele de piramida de la Austerlitz. Nume pe care îl poartă și astăzi, după 200 și ceva de ani de existență. Înainte să vin în Olanda, nu aș fi crezut că aici există o piramidă. Nu aș fi crezut că în Europa există piramide. Desigur, nu este la fel de măreață ca cele egiptene, dar generalul Marmont, din punctul meu de vedere, a reușit să facă ceva unic. Și fiind inspirat de piramida de la Giza, a construit aici în Olanda, în timp ce și-a antrenat trupele și în timp ce practic staționau așteptând noi ordine, a construit acest monument unic în Olanda și probabil că și în Europa. Acesta este un monument important deoarece marchează cea mai importantă victorie a lui Napoleon Bonaparte, victoria de la Austerlitz, iar totodată a fost folosită drept model pentru construcția leului de la Waterloo, o altă piramidă care a fost ridicată pentru a arăta victoria împotriva lui Napoleon Bonaparte și înfrângerea lui Napoleon totodată. Probabil că o să vizităm și acel monument, leul de la Waterloo, și o să-l filmăm, dar pentru moment vă arăt cum arată această piramidă. Haideți să urcăm și până sus. Avem aici anul în care a fost construită. Și scările până sus. Hai să vedem cum arată de sus. Hai să vedem cât de greu este să urcăm până sus pe treptele acestea din metal până nu începe ploaia din nou. Este un grup de copii sus, așa că probabil o să fie gălăgie. O să încerc să filmez un pic priveliște de aici de sus. Probabil că se vede toată valea. Deci piramida oferă o priveliște 360 de grade în jurul acestei zone împădurite din regiunea Utrecht. Aici avem o imagine de sus a piramidei. Și deschiderea oficială a fost pe 12 octombrie 1804. Deci de aici până la Waterloo, aici a avut loc cea mai importantă bătălie câștigată de Napoleon Bonaparte și la Waterloo, la aproximativ 170 de km distanță, Napoleon și-a găsit înfrângerea. A avut loc înfrângerea lui Napoleon Bonaparte la Waterloo, unde au ridicat de asemenea o piramidă fiind inspirați de aceasta în memoria înfrângerii lui Napoleon Bonaparte. Aceea se numește leul de la Waterloo. Aici avem obeliscul înalt de 13 metri și desigur că ploaia nu ne iartă. Sunt diverse poze și explicații. Despre piramida aici, dar scrie doar în olandeză și în unele locuri în franceză. Suntem la doar 43 de km de Amsterdam.
Și aproape 36 de metri deasupra solului, în vârful piramidei. Parisul este la 417 km distanță de aici. Și ce vreau să mai vă arăt. Aici scrie că inițial s-a numit Monumentul lui Marmont. Probabil că așa arăta la început, când s-au apucat să-l construiască. De fapt, am greșit, se pare bătălia cea mai importantă a lui Napoleon a avut loc la Slavkov-u-Brna, anume Austerlitz, dar asta se afla la 877 de km distanță de aici, deci nu aici a avut loc bătălia. Aici staționa generalul Marmont și a vrut să construiască această piramidă în memoria, în onoarea lui Napoleon, pentru acea victorie de la Austerlitz. Dar și aici se află o zonă, un orășel care se numește exact așa, Austerlitz. Și vedeți, în 1804-1805 aici s-au aflat 18.000 de soldați francezi care și-au făcut antrenamentul aici, pregătindu-se pentru o luptă cu trupele engleze. Cam asta a fost de aici, de la piramida de la Austerlitz. Este ceva ieșit din comun, să zic așa, pentru Olanda și pentru Europa totodată, să vezi o piramidă, fiind ea și atât de mică, 36 de metri, nu este extraordinar de mare, dar este impresionantă prin simplu fapt că este făcută doar din pământ. Uitați cum se văd terasamentele și este susținut acum de o plasă metalică ca să nu se mai deterioreze. Cum sunt terasate aceste trepte. Este impresionant să vezi așa ceva. Este ceva de pus pe lista de vizitat dacă ajungeți în Olanda, din punctul meu de vedere. Cum vă spuneam, nu în orice zi ajungi să vezi o piramidă, mai ales în Europa sau în Olanda. Nu toată lumea știe de acest monument, așa că este ceva mai puțin turistic. Probabil că majoritatea turiștilor habar nu au de existența ei. Dar dacă ajungeți în Olanda, eu zic să o treceți pe listă, fiind foarte aproape de Utrecht și destul de aproape chiar și de Amsterdam. Dacă veniți în Olanda și aveți destul timp, eu zic că merită să o vizitați. Este ceva istoric, un monument istoric. Este ceva unic în Olanda, probabil și în Europa, așa că merită. Și a început din nou ploaia, așa că eu mi-o la revedere de la voi, de aici, de la Austerlitz. Sper că v-a plăcut piramida. Dacă nu ajungeți în Egipt sau în America de Sus să vedeți piramidele acelea, puteți să dați o fugă până în Olanda să vedeți o variantă mai mică și mai modernă a piramidei aici la Austerlitz. Merită vizitată. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Sper că v-a plăcut această mică prezentare a piramidei de la Austerlitz, de aici din Olanda, și ne vedem în video următor. Mulțumesc încă o dată. Ciao. Drumul este chiar ușor accesibil, chiar și pe timp de ploaie. Și să verific acum să văd exact cât am plătit pentru biletul de intrare la această piramidă.
Ce știu, nu este foarte scump. A fost 3,50 €. 3,50 € de persoană pentru a vizita piramida și a urca pe treptele acesteia. Nu mi se pare deloc mult pentru a vizita un obiectiv turistic de importanță istorică. In 1804 was alles anders. Nederland heette nog de Bataafse Republiek. De Utrechtse Heuvelrug was onbebost en het dorpje Austerlitz bestond nog niet. Nederland was in die tijd een trouw bondgenoot van het Frankrijk van Napoleon. En hier, in het centrum van ons land, bracht de Franse generaal Marmont een grote troepenmacht bijeen. 18.000 soldaten. Gingeling van Fransen en Nederlanders in een kamp van ongeveer 3 kilometer lang en 500 meter breed. Die grote hoeveelheid soldaten had een enorme invloed op de omgeving. Er ontstond een nederzetting op de hei, waaruit het huidige dorp Austerlitz is ontstaan. Ter ere van keizer Napoleon Bonaparte en uiteraard generaal Auguste de Beaumont. Om zijn soldaten bezig te houden, werd in 1804 in 27 dagen de uit 40 traptreden bestaande en 23 meter hoge constructie aangelegd. Bekroond met op de top een houten obelisk. Een indrukwekkende prestatie, in die tijd bekend als de Berg van Marmont. Helaas voor Marmont doorstond zijn piramide de tijd heel wat minder goed dan zijn Egyptische inspiratiebron. Al een paar jaar na Marmont's vertrek werd de obelisk gesloopt en de piramide verzakte. Marmont werd vergeten en het monument werd overwoekerd door bomen. Deci am vizionat acel filmuleț legat de istoria acestei piramide și ca și fapt divers, ca și o mențiune, să zic așa, că piramida este un monument viu, deoarece oamenii trebuie să aibă grijă în permanență de umiditatea solului, altfel există riscul să se distrugă, să se prăbușească această structură, deoarece este ținut închegat, să zic așa, de către umiditatea solului și de către rădăcinile plantelor, ierbii care e plantată pe treptele piramidei. Da, foarte interesant. Chiar mi-a făcut plăcere să revin aici. Nu este prima dată când ajung. Și, cum am spus, e depus pe listă. Sper că v-a plăcut.